Be Free Fest sau Festivalul Artelor Contemporane Fii Liberi se desfășoară la Chișinău. Evenimentul a ajuns la 5-a ediție, așadar iubitorii de artă de la noi au avut ocazia să urmărească documentare și spectacole de teatru. Pot face același lucru în următoarele două zile, pentru că festivalul se va termina joi. În spiritul genericului festivalului, Prin noi înșine, a fost spectacolul de dans Cei doi, prezentat în debutul Be Free Fest. Inspirată din celebra piesă shakespeariană Romeo și Julieta, această producție a teatrului Made din Chișinău a fost realizată de Ianoș Petrașcu într-o interpretare nouă cu reflexii profunde despre libertate, dragoste, ură și moarte. Festivalul a continuat cu spectacolele Pattern de Daniel Chirilă, realizat de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Luceafărul a prezentat comedia Colivia cu nebune în regia lui Slava Sambriș, o piesă descrisă prin umor, fantezie, extravaganță, dragoste. Granițele religiei mele sunt depășite și asta înseamnă pericol. Ce este suferința? Este atunci când mă doare. Este atunci când limitele mele sunt încălcate. Când limitele mele sunt încălcate, sufăr. Cea mai nouă piesă a dramaturgului polonez Ivan Vâripiaev a fost transpusă într-un spectacol experimental de echipa teatrului fără nume. Mahamaya Electronic Devices este despre căutarea sensului vieții, trădare, sex, ecologie și alte probleme ce frământă lumea contemporană. Festivalul Internațional al Artelor Contemporane a continuat cu două documentare, La pensie de Radu Zaporojan și Iubirea nu e o portocală de Otilia Babara. A urmat spectacolul companiei de dans Edita Brown din Salzburg, iar mâine va evolua muzicianul Mișa Grosu. Be Free Fest va culmina joi cu spectacolul Capcana în regia lui Petru Hadârcă. Tot atunci va avea loc și închiderea celei de-a 5-a ediții.